Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou este o mănăstire ortodoxă construită în perioada 1514-1522 în orașul Suceava și se află situată pe drum spre cetatea de Scauna Moldovei. Până în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, la mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou a fost reședința mitropoliților Moldovei. În biserică se păstrează moaștele Sfântului Ioan cel Nou, martirizat în Cetatea Albă în anul 1332, care au fost aduse la Suceava de către domnitorul Alexandru cel Bun și așezate, la început în biserica Mirăuți din apropiere, iar apoi au fost aduse în această biserică de către voievodul Petru Șchiopul în 1589. În prezent, aici se află reședința arhiepiscopilor Sucevei și Rădăuților.